antreprenoriat. Lucrez Hub este pentru startup-uri, ceea ce este Houston pentru spaceships. Deci, pe scurt, asta facem noi. Încercăm să impulsionăm cât mai puternic antreprenoriatul prin evenimente, prin spații de lucrări aici, prin contexte prin care antreprenorii să aibă de beneficia. Invit acum pe tovare și investitori în față, Victor, Dragoș, Dragoș, Călin. Călin Fusu probabil că știți, sau dacă nu știți, vă zic eu pe scurt, este fondatorul Neogen, a început când? Acum 10 ani. Neogen, Neogen este unul dintre, adică este una dintre cele mai mari rețele sociale focusate pe România și Estul Europei. Are o investiție de 6 milioane sau, mă rog, neconfidențial, dar sursele spun că e în jur. E confidențial, dar sursele spun că e în jur de 6 milioane de dolari sau euro la vremea respectivă. Cred că a fost a doua, a treia companie care a luat o investiție. Deci, dacă vorbești despre o nișă, da, care n-a fost abordată, ți-a trezit persoan. Da. Prefer să fie un PowerPoint, să fie un mail lung, un mail scurt sau un video? Un mail scurt, scurt la început, dar fi bun pentru... Un mail scurt înseamnă o propoziție, asta e ce? O preliminare. Da, o preliminare. Asta e ceea ce ai... Uite care e abordarea și care e zona de interesat. Că dacă îmi zice, vreau să creez un internetform, iarăși stai așa, dar exact ca la el să îngreșesc oameni, adică nu vreau. Ok. Dacă vrei să faci ca demand media, interesant, dar nu trebuie să facă. Ok, deci asta ar fi abordarea așa, te contactează pe tine, da? L-am întâlnit cum prefer să fie. La întâlnire de genul ăsta poate să vină oricine? Ok, hai să vorbim puțin despre Dragoș, care cred că a început cam în aceeași perioadă cu Călin. Cred că am început toți cam în aceeași perioadă, mă rog, un an, doi mai devreme. 99, tu ai avut o companie care s-a ocupat de proiecte de internet, pe care ai vândut-o acum 3 ani de zile, ai crescut-o până la o cifră de afaceri de... O cifră de afaceri de 300.000, da, câteva proiecte, vândută la, la un grup mai mare de publishing, exit total 100%, exact, cum e Călin, după care ai început un alt proiect de antreprenoriat și acum faci advisory și te gândești chiar să faci investment. Început la... Stai așa, că am început la 30 de ani, când la 30 de ani m-am distrat într-un mod dat orice. Da, am participat câțiva ani la rând în un set de libații, ca să zic, pentru că am întrebeție cu magistrate și nu vreau să ascund aceste lucruri. Însă, la un moment dat, în jurul 30 de ani, s-a schimbat ceva în paradigmă, la nivel personal, și am atins un nivel de obiectivare mai mult și zic, bă, trebuie să fac ceva mai interesant. Și atunci mi s-a părut mai interesantă provocare să devin eu propriul meu șef. Cu câți bani am început cu minus. N-am avut niciun ban când m-am apucat, mi-am dat demisia din radio, da, aveam un salariu foarte bun, am pro TV pe vremea aia, aveam un salariu din mișor pentru vremea respectivă. Eram foarte curios, asta ca să prevăd un pic ce o să mă întreb, asta e una din calitățile fundamentale ale unui antreprenor și mi se pare fundamental cu un antreprenor să fie extraordinar de curios, în primul rând, să vadă, să încerce tot felul de lucruri. Da, există o componentă mult mai apropiată de business, este vorba de crearea de aplicații pentru iPhone. Asta este, asta este un business complet separat. Care a început acum de tot. Pe care l-am început de 6 luni, de 6 luni am primit aplicația în App Store. El funcționează pe prima pe care am deschis-o în Noua Zeelandă și sunt foarte focusat pe investiția în acest proiect. Având în vedere că prima asta presupune niște cheltuieli logistice destul de mari, nu sunt convins că voi investi în România decât într-o zonă de talent investment. Poate să caut oameni, poate să le propun diverse... Dimensi, așa că pe partea de advisory, sunt oameni care pot să-și lanseze produse de iPhone sau astea. Ai putea fi advisor pentru ei, putea să oferi rezolvatori cu ce experiență ai trecut, în așa fel încât oricine vrea să-și apuce de chestia asta și să afle cum poate să facă bani, poate să contacteze? Advisory nu va fi primul lucru. Putem să facem chiar un fel de joint venture, dacă se dorește. Poate vine cineva cu interese. Adică ești chiar și dispus să faci investment în zona asta. Investment, dar nu la nivel financiar. Poate face split share sau... Da, da, investment tu vii și tu cu knowledge. Ok, cum ar trebui, ce fel de investiții cauți și în momentul de față? Știu că nu ești foarte decis să faci... Sunt foarte decis, dar în locul meu nu fac decât talent investment. Talent investment ce înseamnă? Definește puțin ca să înțeleagă lor. Mă interesează oameni care au resurse de pus la dispoziție și care au anumită atitudine mentală. Sunt oameni extrem de engaging. Mai este potrivit pentru antreprenoriat și ce înseamnă resurse? Resurse. Skill-uri.
skill-uri înseamnă nu neapărat să știe un limbaj oarecare, dar să fie capabil să învețe foarte repede, să fie capabil să se adapteze din mers la foarte multe schimbări, să fie capabil să călătorească. Ce la din timpul ei? Nu neapărat. Soft skills, adică skill de antrenor. Da. Da? Pentru că una din schimbările legate de pe care fac mine este că vreau să fac peste tot numai la mine. Nu am un CEO fix în momentul ăsta, dar să... Ești citizen of law. Digital domain. Digital domain, exact. Cam asta este ideea și chiar am încercat chestia asta, chiar funcționează pentru mine, este ok. Se pot crea procese sustenabile, așa cum se pot crea și un business-ul tradițional, dacă o faci prea mare. Deci nu am venit, nu am fost prea antreprenoriat, am fost prea multinațional, să cunosc să ajung top manager în firme cât mai renumite, din care 5 ani am fost top manager în firme cu ciclu de afaceri de 40 până la 80 de milioane de euro, echipe până în 200 de persoane și la un moment dat, deci în 2009, mi-am dat seama că câștig o mulțime de bani, lucrând de la 9 la 9. Și că toți banii aia nu pot să mai fac nimic. Aveam casă, deci siguranța mi-am realizat. Și câștigam 10.000 de euro net, salariu, mașină, bonusuri, plimbări, training-uri. Știi cum e, ca manager, rând ca multinațional, face ce vrea. Are buget de marketing, milioane, face ce vrea. Știi? Numai că ajungeam fiecare seara la 9 și am zis, bă, what is my life? Știi? Ce fac eu cu viața mea? Doar fac bani și ok. Și atunci am făcut ceea ce se numește downshift. Mi-am dat seama că pentru mine în viață nu e important, ok, banii sunt importanți până la un nivel. La mine nivelul ăla e 3.000 de euro. Și mi-am propus ca peste 3.000 de euro să nu mai văd. Ceea ce mi-e greu, știi că îți pasionează de asta. Deci mi-e greu să zic, vină un timp, să zic, nu-ți mai vând. Și acum fac acest efort de a mă opri din vânzare și de a nu câștiga mai mult de 3.000 de euro pe lucru. Și prefer să lucrez în proiecte care... Ce fel de proiecte faceți? De exemplu, da, prefer să investesc în primul rând timp și know-how și să-i ajut pe oameni să-și clarifice și să nu-și piardă timpul cu ceva ce nu va funcționa și să-și dea seama de acum dacă au sau nu materiale de antreprenori. Dacă ideea lor are sau nu șanse de reușit. Și după aia să-i ajut să-și o pună singur pe picioare. Și doar ultima soluție să fie de a lua bani de la mine. Dăm și un icebreaker pentru timp. Cum să te contacteze lumea pe mail sau în ce contexte ești cel mai deschis către discuții? Ce pentru mine am un business plan de două pagini. Deci asta e ideea, asta am făcut, aici suntem, aici am vândut și aveam un cash flow. Dacă n-ai un PNL, din punctul meu de vedere, nici măcar nu ai conceptul de eficientizare. N-am zis niciun pete, nu? Puteți să ne trimiteți la contactarul Simoane, cum vreau, orice feță, alătați pe site și urmăriți pașii de acolo pentru finanțare. Nu primim atât de multe încât să fie nevoie să le filtrăm. Orice accesibilitate limiți acolo, că cineva le vede. Eu, de exemplu, le văd, le vede toată lumea care le răspunde frumos. Deci, icebreaker-ul cum ar fi cel mai bun pitch pe care să pune asta? Este tot un pattern, nu știu, să fie drăguț, să fie. Nu știu, dar n-ai mai atunci un fel de... Curci cu prinzător. Okay. Numele meu este Cristi, alături de partenerul meu pe Vista Apostol. Am reușit să punem bazele unei companii, un studio de gaming. Ceea ce am dezvoltat noi până în momentul de față este un game engine care ne ajută să ușurăm procesele de a dezvolta noi jocuri. Acest game engine a fost dezvoltat pe perioada de aproximativ 10 luni de zile, un an de zile. Ceea ce facem noi, într-o singură propoziție, livrăm jocuri handcrafted pentru partea de social gaming. Primul joc pe care l-am făcut, se numește World of Galaxy, este un joc sci-fi pe care puteți să-l accesați la lansarea respectivă. Să vorbesc puțin despre produsul pe care îl avem. Este vorba de un game engine, cum v-am spus și mai devreme, ne ajută foarte mult să iterăm, astfel încât este exact acel motor pe care adaugi diferite componente, diferite caroserie și dezvolți un joc nou în momentul respectiv. Ne ajută să fim foarte loctos din punctul ăsta de vedere, astfel încât să nu dezvoltăm din nou și să scriem linii de cod într-una pentru alte jocuri.
modular components, putem să adăugăm ca și la un motor. Putem să adăugăm piese de tuning, astfel încât să obținem elemente mai performante, putem să facem optimizări. Când optimizezi un anumit, anumit engine, acele performanțe pe care le are engine-ul se descrie pentru toate jocurile pe care le ai în portofoliu. Și de asemenea, ce mai important e faptul că nu suntem legați de Facebook sau nu suntem legați de, de un singur parteneriat, cum a fost Zynga. În joc e nevoie de o anumită energie, astfel încât să poți să înaintezi, să poți să te bucuri de elementele jocului. Această energie este o variabilă care la un moment dat o scadă. Când scade, noi ne asigurăm că creăm suficientă frustrare pentru un jucător ca să ori să vrea să cumpere și să înainteze mai repede, ori să revină la o anumită perioadă de timp, undeva la 30 de minute. Pentru a folosi, pentru a crește această energie, are nevoie de proiecte pe care sunt ei bun viitor, pe care monetizăm noi în momentul de față. Pe lângă acesta mai vindem și foarte multe elemente virtuale, cum ar fi virtual spaces. I started with single entries, kind of early stages in 1994. Everything was quite bad back then. Everything is slow, and things. Those were the days. Yeah, it was an easy period because back then we've been doing software for really limited resources, no hardware or something. And, my primary occupation back then was doing user interfaces for other applications. Now we created the whole thing, we got a new product that does the same thing that it was before, but with a different way of doing things. We created user interface, we created functionality, created a modular, so everyone who's having specific needs, because in our case we have like a hosted platform like providing a subscription base, we can also sub-license it if some enterprise wants to have a demo project manager tool, and they're missing some models like preparatory models or whatever, specific stuff, and just plug it in there and that's it. So also getting money out of developing with custom models. And it really does the job because it's just simple generic project management tool without any sidelines in it, without any complications in it. It's very simple, you just define things and you just go in. Adding some models for somewhat custom relationship management, sending alerts about project created, task created, notifications on the tasks, some tracking issues, right now we're doing some source code. Source code banks integration, so it's going to work with SVN and so on, plus new things like right now we're using textual nodes in order to communicate, and we're going to add video nodes so people can just record whatever they want to say. Funding, we're not exactly looking right now for the funding, but more or less on March, April, I think, because right now we're busy waiting for more of the ground to be burned, so there's less than things just shifted out a little. But I'm looking for some injections there. It's in 50-100 kilo. We just taking numbers, taking into consideration what we did already on a similar projects, one of the products. So we know exact line of expenses, what it costs us to develop things, what it costs to develop new features, and so on. Some testimonials to read on happy customers and so on. So majority. Related to the same industry, it's more or less people occupied one of the agency, and as one is the voice of a people writer, and two others, let's say, they are people behind companies like Intelox.